Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Să vedem de data aceasta spre ce vor converge energiile din această ceașcă, ce se va spune care ieșind din aceste dâre trasate în cafeluță. Țin să vă mulțumesc, dragii mei, și pe această cale pentru toate mesajele frumoase pe care le primesc de la voi zilnic. Sunt mesaje de binețe, mesaje de binecuvântare, mesaje de încurajare, pentru care eu sunt foarte, foarte recunoscătoare. Simt că fără aceste mesaje nu aș putea să fac ceea ce fac zilnic, nu aș putea să merg mai departe. De asemenea, vă mulțumesc pentru vizualizările pe care le realizați pe canalul meu, pentru like-uri și pentru toată activitatea de participare la ceea ce fac eu pe acest canal. Vă invit să vizionați și aceste videoclipuri pe care le postez astăzi pe acest canal. Și sper să vă însoțesc și azi pașii spre noi și noi vești, care de care mai bune, care de care mai pozitive. Iată, aceasta este ceașca, dragii mei. Să vedem ce spune. Văd că doriți să construiți o casă sau aveți o moștenire de primit, o casă v-a rămas de la părinți sau ceva de genul acesta și trebuie să vă înțelegeți cu fratele sau cu sora. Sunteți la judecată pentru că acest frate sau această soră nu vrea să vândă, vrea să păstreze partea ei și dumneavoastră vreți să vindeți, astfel încât nu vă înțelegeți deloc. Dar să știți că mai trebuie să mai treacă puțin timp și o să vă înțelegeți, acest frate sau această soră va avea nevoie de bani și se va hotărâ să vândă, astfel încât și dumneavoastră vă veți lua partea dumneavoastră din această vânzare de moștenire. Văd aici foarte multe drumuri, dragii mei. Mergeți, veniți, iar mergeți, iar veniți. Dar la un drum dintre acestea să știți că o să vărsați lacrimi de fericire. Poate plecați să vă vedeți copiii sau poate copiii vin să vă vadă sau poate dumneavoastră mergeți la un nou job pe care îl aveți în străinătate. Da, așa de mult vă va bucura primirea acestui job încât veți vărsa lacrimi de bucurie pentru că știți că este și va fi ceva de foarte bun augur pentru voi, va fi ceva foarte benefic, veți avea un salariu mult mai bun și munca va fi mult mai ușoară decât ceea ce ați făcut până acum. De asemenea, copiii dumneavoastră sunt foarte fericiți să vă vadă. În momentul în care veți merge la acest drum să îi vedeți, ei vor fi cu lacrimi de bucurie în ochi când vă vor vedea. Să știți că ați avut foarte multe bețe în roate înainte de a pleca la acest drum, dar în momentul în care ați hotărât și ați plecat fără să știe nimeni, ați știut că o să vă fie mai bine și așa a fost. Acum vă gândiți în momentul în care ați ajuns la destinație, vă gândiți, Doamne, dacă aș fi știut, aș fi plecat mai devreme sau mai demult la acest drum. Dacă aș fi știut cât de bine este aici. Pentru că asta veți trăi, veți trăi această schimbare în mai bine. Văd aici niște litere A, L, C și S. Veți avea, dragii mei, cei cu inițialele acestea, o lună foarte norocoasă. Tot ceea ce nu ai rezolvat până acum vei reuși să rezolvi de acum înainte. În legătură cu munca, în legătură cu școala, în legătură cu dragostea, te vei simți mai puternică, mai
curajoasă de a face toate acele lucruri pe care vroiai să le faci până acum și nu ai reușit. Dar acum iată că pornești la drum fericită, că ești în viață în primul rând și că ești așa puternică cum nu te-ai mai simțit de mult și vei face toate acele lucruri pe care ți-ai dori să le faci. Cu sănătatea văd că nu ești nici bine, nici rău, doar e puțin probabil să ai niște dureri de oase, poate și de tălpi, sau să te simți obosită, sau obosit. În această perioadă ai muncit mai mult decât de obicei, așadar să nu te mire faptul că oboseala te-a ajuns. Dar nu-i nimic, poți să te revanșezi, poți să ții câteva zile de relaxare, zile în care să te odihnești mai mult și o să vezi că vei fi mai bine. Nu este nevoie să mergi la un medic pentru asta, pentru că poți să rezolvi tu singură această problemă. Greutățile tale, să știi că vor pleca din calea ta. Toți dușmanii vor ieși din calea ta, vor pleca cât mai departe, pentru că au văzut că nu pot să facă nimic împotriva ta. Îngerii tăi sunt mult mai puternici și te sprijină în orice moment. Iar ei nu au reușit să îți facă niciun rău. Dimpotrivă, de multe ori au căzut ei în propria lor cap, în propria capcană pe care țeseau ție. Văd aici două persoane care se îmbrățișează. În casa voastră veți trăi o împăcare, să văd că se termină problemele între voi și dacă sunteți soț-soție și ați fost certați până acum, să știți că veți trăi această împăcare, veți termina cu certurile, cu problemele în viața voastră, veți hotărâ că vreți să citi, că vreți să trăiți și voi o viață tihnită, o viață liniștită și veți face ca atare. Văd aici trei uși în fața voastră. Veți avea tot ceea ce vă doriți: banii, dragoste, noroc, tot ceea ce ți-ai pus în plan vei reuși, numai să te pui pe treabă. Dacă dorești muncă, pune-te la drum și vei găsi. Dacă vrei să fii cu partenerul, fă tu primul pas pentru a veni în întâmpinarea lui. Dacă dorești să iei un credit, fă un prim pas în acest sens și o să vezi că vei reuși, pentru că toate ușile voastre vor fi deschise în această perioadă. Este posibil ca până acum unele uși să fi fost închise pentru voi, dar acest lucru nu mai este valabil. Totul s-a schimbat în favoarea ta. Văd aici cum sunteți la o masă și discutați, poate în legătură cu un loc de muncă, sau poate vreți să deschideți o afacere, sau vreți să începeți niște studii. Poate vreți să începeți aceste studii în străinătate. Orice ați vrea să faceți de genul acesta, să știți că veți reuși. Totul este deschis în fața ta. Destinul este de partea ta, astfel încât vei reuși să faci tot ceea ce îți dorești în acest moment. În sufletul vostru văd că aveți o gaură. Asta înseamnă că duceți dorul unei persoane, poate duceți dorul mamei sau al copiilor voștri. Dar să știți că trebuie să mai aveți încă puțină răbdare și vă veți întâlni cu aceste persoane. Important este să știți că aceste persoane sunt bine, că are cine să se îngrijească de ele și dumneavoastră nu trebuie să vă faceți griji mai mult decât trebuie pentru aceste persoane, pentru că
aveți și așa multe probleme de rezolvat și dacă stați prea mult cu gândul la aceste persoane, nu veți mai reuși să rezolvați nimic. Așadar, fiți mai cumpăniți și mai detașați de aceste probleme, pentru că vă veți vedea la momentul oportun. Văd aici un stomac. Poate unii dintre voi aveți probleme cu stomacul. Când mâncați, vă vine să vărsați. Văd că ați cheltuit ceva bani pentru această problemă de vindecare, dar să știți că această problemuță cu stomacul este ceva trecător. Posibil să fie și doar o gastrită. Nu este ceva ce va rămâne, nu este o problemă care se va permanentiza pentru dumneavoastră, o să treacă. Văd aici cum sunteți călare pe un cal. Asta înseamnă că o să vă meargă foarte bine dacă doriți să intrați la o muncă sau să începeți o școală sau să începeți o afacere, după cum am spus, veți reuși toate aceste lucruri. Veți reuși să duceți la bun sfârșit tot ceea ce ați început. Văd aici o femeie mai în vârstă de 45 de ani. Este foarte darnică și dă la săraci sau la vecini. Această femeie este posibil să fiți chiar dumneavoastră sau o femeie apropiată, poate o cumnată sau poate o soră. Să știți că această dărnicie a voastră vă va aduce mult belșug. Pe cât dumneavoastră veți da, pe atât Dumnezeu vă va dărui înzecit. Și să vedem, dragii mei, și dorința voastră. Iată că dorința voastră, dragii mei, se va împlini și încă foarte repede. Mai este nevoie să mai așteptați încă doi timpi, posibil 2 zile sau 2 săptămâni, dar să știți că dorința voastră cu siguranță se va împlini. În casa voastră toate vor merge mai bine, dinspre bine spre mai bine. Va fi liniște, va fi pace, astfel încât veți reuși să vă rezolvați toate problemele în tihnă. Acestea fiind zise, eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!